Irina a venit alături de copiii de la Mini Vogue. Copii ce ne prezintă un moment artistic simpatic. Sper că au dormit, că pe astea mici pot chiar să le bat. E legal. Vogue. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum vă numiți? Daria Radu. Cum îi spuneți Irinei la dans, la curs? Cum îi spun copiii? Doamna Irina. E doar. Numai puțin. Doamna! Cine v-a dus la doamna Irina la dans? Mami sau... Mami. Normal. Prima oară. Și cine vă ia de la dansuri? Mami, normal. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele, vă rog? Marin Bianca. Este rea? Nu. Este bleag, așa? Poți face ce vrei cu ea? Adică... Nu. Nu. Ne mai face grăsuțe sau leneșe din când în când? Nu. Ce profesor e ăsta? Adică toate sunteți creți aici la trupa asta, la Mini Vogue? Adevărat, nu. Adevărat? Adevărat. Mai buimăci de cap. Deci suntem crețe sau nu suntem crețe? Acum da. Cine v-a încrețit? Părinții. Așa e, mie mi-au scos perial, pe tine te-am crezut. Bună dimineața. Bună dimineața. Creață natural sau? Natural. Spuneți-mi, e greu să înveți un dans din ăsta care durează
4 minute. Cât timp i-ar lua colegul meu Răzvan, care dansează exact ca o buturugă? Ete! Cât timp crezi că ne-ar lua unor oameni obișnuiți, nu supra oameni cum sunteți voi, să dansăm? Un an jumate. Un an jumate, hai că este bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Pe dumneavoastră cine? Ați văzut-o vreodată pe Irina făcând genoflexiuni? Nu. Nu, este prima oară, face genuflexiuni, se spune corect, special pentru noi. Te doare burta? Ce se întâmplă? Nu, nu. Descrie-mi pe Irina, azi ziua ei, un fel de astăzi, un fel de odă. Odă Irina. Odă Irina. În trei cuvinte, descrie-mi pe Irina, te rog. Cum ești și tu, spui tot doamna? Da. Doamna Irina, nu? Da. În trei cuvinte, te rog să-mi spui cum e Irina. Descrie-mi-o, să zicem că nu o cunosc, n-am văzut-o niciodată. Tu ar trebui să spui, Dani, vino la noi la curs, la școală, la mini-voc, pentru că Irina este... Foarte bună. Este foarte bună. Cu copiii sau și cu oamenii mari? Și cu oamenii mari. Chiar și cu oamenii mari. Tot creață și tu? Da. Natural sau fals? Fals. Așa. Eram doar în trecere. Să mergem și în partea aceasta. Bună dimineața. Bună dimineața. Tot creață? Nu. Nici dumneavoastră? Nu. Domne, showbiz-ul ăsta ne prostește pe toți. Șai de mine. Musculoșii nu sunt musculoși. Creții nu sunt creți. Deștepții sunt proști de bubuie. Nu este cazul meu. Eu sunt prost de la început, nu mă. Spuneți-mi, vă rog... Adăuga că ești prost de mic. Spuneți-mi, vă rog... Practic de când te știu. Dar ce spun eu prost? Ești prost, prost, prost! Mulțumesc, Răzvane, sunt copii aici. Spune-mi, te rog, ce dacă ar fi... E, prostul-i prost pe lângă tine. Prost, prost, mă, cum chem! Dacă ar fi să-mi o descrie... Să-i chem emisiunea Neața cu Răzvan și prost! Irina... Mamă fierbântă! Dacă ar fi să-mi o descrie pe Irina... acum la ceas de sărbătoare, eu necunoscând-o, tu mi-ai spune, Dani, trebuie să o cunoști pe Irina pentru că... Pentru că este bună. Da. Profesionistă în ceea ce face. Băi, da. Și dansează ciudat la bingo. Nu. Dansează chiar foarte bine. Ai văzut-o la bingo? Da. Dar nu ți se pare că e îmbrăcată prea dezbrăcată? Nu. Eu când mă mai uit... Eu o văz tot timpul. Adică e haine puține la bingo. E și bugetul mic. N-au să pună. Da. Foarte mulțumesc. Vă foarte mulțumesc. Irina, dacă vrei să spui ceva în apărarea ta, eu aici sunt. Cine sunt fetele și cum le-ai strâns și de ce te iubesc așa de mult? Le dai bani? Zi. Reprezintă trupa Mini Vogue. Vin la cursurile școlii noastre, școala de dans Vogue. De aproximativ 2 ani și ele sunt viitorul trupei Vogue. Am înțeles. Deci vă spun eu, v-ați angajat deja la bingo. O să îmbătrânească și fetele la bingo. 20 de ani, da, mâine, păi mâine. Dragii mei, luăm scurtă pauză. Mai putem face salutul ăla odată pentru final, fetelor? Toată lumea și-a aminte salutul? Ăsta, reverența, da? Atunci ne luăm scurtă pauză. Reverență în 3, 2, 1 și... From the river Seine, all the way down to the